Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Gata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pași Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească cu milostivire în Sfânt, în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicestul său jertfelnic, această mulțumire și rugăciunea noastră a nevrednicilor robilor săi, și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Stimați invitați membrii autorităților centrale și locale, dragi cetățeni ai comunii Mărgineni, credincioși și credincioase, cum vedem, viața merge înainte. Au trecut 8 ani de când, iată, continuăm de când s-a înființat această tradiție a sărbării zilei comune. 8 ani în care ne-am întâlnit, 8 ani în care, iată, ca și astăzi, am început cu o rugăciune. Am început cu o rugăciune de mulțumire, cei care am mai rămas. Am început așa cu rugăciunea aceasta, pentru că este în obiceiul creștinului să mulțumească lui Dumnezeu. Așa cum vă mulțumim și noi, preoții slujitori acestei comunii, că ne-ați invitat, și cum vă dorim în continuare frumoase realizări, o frumoasă activitate. De fapt, săptămâna trecută, altă sărbătoare, un popas duhovnicesc, când am sărbătorit hramul bisericii din centrul satului, la dormirea Maicii Domnului, când, ca de fiecare dată, m-a impresionat așa lucrarea aceasta în acest popas duhovnicesc, pentru că am văzut creștini și mai de departe și mai de aproape venind și ducându-se la casele lor, la casa părintească, așa cum se spune, și întâlnind cei care mai întâlnesc pe cineva acolo, dar sigur întâlnind acolo în cimitirul acestei comune, în cimitirul acestei parohii, întâlnind și aducând prinos de recunoștință celor care nu mai sunt, celor care, iată, trăiesc cu noi doar prin rugăciune. Acum, iată, un prilej, știi, acela a fost un prilej de bucurie duhovnicească, hramul Bisericii Adormirea Maicii Domnului. Acum, un prilej de bucurie din această sărbătoare pe care sărbătoarea comunii ne-o face, bucurie care, sigur că trebuie să fie, trebuie să o împlinim și pentru aceasta mulțumim noului primar că a continuat ceea ce, iată, din nefericire, din tragedia aceea cumplită din 2 aprilie, primarul Ioan Surdu nu mai este. Dar, cum spuneam la început, viața merge înainte. Noi trebuie să privim așa cu optimismul acela care trebuie să-l caracterizeze pe creștin, să nu uităm pe cei care au fost înainte,
să lucrăm împreună cu cei care mai încă mai suntem, pentru că atunci când este înțelegere, atunci când este iertare, și iată s-a întâmplat că duminica aceasta, pilda, parabola aceea a datornicului nemilostiv ne face să înțelegem mai mult ce înseamnă că Dumnezeu ne cere nouă iertare, pentru că El iartă mult. Cât de mult a fost așa apostrofat, a fost dat afară, cum spune pericopa Evangheliei, cel care nu a știut să mulțumească pentru iertare, nu a știut să ierte și el, și așa cum nouă ne este dată această parabolă, să învățăm și noi să facem lucrul acesta. Mulțumim încă o dată pentru faptul că suntem cu toții, mulțumim lui Dumnezeu în primul rând, mulțumim celor care ne-au invitat, vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor celor care, iată, ați venit, și doresc să vă bucurați cu toții, vă doresc cu acest prilej sănătate, bucurii, împliniri și Doamne ajută! Mulțumesc, Părinte Ciocanel. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră, celălalt preoți din parohiile noastre, pentru osteneala adusă aici, pe scenă. Și aș vrea să trec mai departe cu prezentarea distinșilor invitați. Domnul consilier județean Dan Constantin, consătean de al nostru, născut la Hârțești, și aduce aminte mereu de noi, o să-și mai aducă aminte, să știți, când e vorba de parale, pentru că ocupă un important post în Consiliul Județean, cel de președinte al buget finanțe, parcă. Așa. Domnul consilier județean Radu Tudorel, care mă mai sună și mi-aduce aminte, băi, ai de adus o situație la partid, eu le mai scap, așa? Și dânsul îmi aduce aminte. Și nu în ultimul rând, domnii consilieri locali pe care îi cunoașteți, pot să-i prezint: domnul Nedelcu Constantin, domnul grădinarul Niculai, domnul Năstas Mihai, domnul Asaftei, domnul Vice Drăgan. Mai sunt printre dumneavoastră și alți consilieri, am văzut, dar n-au avut curajul să urce pe scenă lângă mine. Sau poate nu le place de mine, dar eu n-am nimic cu ei și le cer iertare dacă le-am greșit vreodată. Așa mai greșește unii. Vreau să nu trec mai departe până nu prezint sponsorii acestei ediții, fără de care eu n-aș fi putut să realizez această ediție. Să știți că trecem printr-un moment de criză, nu stăm prea bine cu banii la bugetul local și de asta avem nevoie și de bani extrabugetari pentru a realiza o asemenea, practic, e un nimic când vedeți dumneavoastră, dar să știți că se muncește mult și se gândește mult, nu, câteodată nici nu dorm noaptea, de unde să faci rost de bani ca să poți continua cu aceste ediții ale Zilei Comunei Mărginei. Și aș vrea să amintesc, SECE Aqua Park SRL, prin domnul administrator, domnul Vlasi Gheorghe, căreia îi mulțumesc în mod special. SECE Comore Prod SRL, manager domnul inginer Ciorsac Constantin, de asemenea. VSB Energie Verde SRL, o firmă nemțească care o să instaleze pe teritoriul nostru un parc de eoliene. Va produce energie verde de la vânt. SECE Radio TV PRSRL, administrator grădinarul Niculai. SECE M-Prod SRL, administrator doamna Păzlerca Emilia. SECE Tormark SRL, administrator Drăgan Ion. SECE Nicobar SRL, administrator domnul Nistor Valeriu. SECE Fonseca SRL, administrator domnul Nistor Cristian. Părintele Ciocanel, a contribuit și dumnealui Pefe Lungu Mihai. Eu ce să mai spun, am participat și eu cu ce am putut acolo. Am luat un tort la proaspeții căsătoriți de 50 de ani. La domnii care sărbează nunta de aur.
O să-l vedeți acuși, la momentul potrivit. Vreau să mulțumesc și colectivului primăriei, de la doamna contabil, secretar, funcționar, muncitor și tot aparatul care este în spatele meu, pentru că eu n-aveam cum să fiu aici astăzi fără ajutorul lor. Să știți, nu am realizat eu aici ce vedeți dumneavoastră. Noi am realizat, echipa. Păi eu trebuie să fac echipă, eu trebuie să însudez acest colectiv, să mi-l leg de mine, să-i fac să mă iubească, la fel cum vă iubesc și eu pe dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc de asemenea și dumneavoastră că v-ați adunat astăzi aici pentru a serba împreună Ziua Comunei Mărgineni. Să știți că această zi nu este a mea, nu este... Este organizată pentru dumneavoastră. Eu dimineața când am văzut vremea asta, vremea care a fost așa, am vrut să... eram decis să nu mai fac niciodată Ziua Comunii. Pentru că eu am stabilit o dată, dar n-am stabilit și vremea. Și nici nu pot stabili eu sau să-mi aranjez eu. Asta cum vrea Dumnezeu. Dar Părintele Arsenie din ceruri, la care țin foarte mult și am o afinitate pentru dânsul, m-a ajutat și au apărut soarele și în Comuna Mărgineni și poate până de seară o să țin așa și o să ne distrăm împreună. Mulțumesc, domnule deputat. Ca să nu o mai lungesc, vorba lungă sărăcia omului, vreau să dau start petrecerii și vreau să dau cuvântul la invitați. Poate vor să vă spună câte ceva și dumneavoastră. Dau cuvântul domnului consilier județean Dan Constantin. Mulțumesc, domnule primar, preacucernici părinți, stimați concetățeni, conțărani, spun lucrul acesta pentru că eu mă simt apropiat de dumneavoastră. Mama mea este născută și a trăit aici la noastră în comună, la Hârcești. Mă rog bunului Dumnezeu și chiar eu fac lucrul acesta din toată inima, mă rog bunului Dumnezeu să-l odihnească în pace pe bunul nostru prieten, fostul primar Ioan Surdu. Vă felicit, domnule primar, vă felicit, domnilor consilieri, pentru tot ce ați realizat și vă urez, așa cum spunea și președintele Consiliului Județean, să realizați, să continuați ceea ce ați început. Puteți să faceți lucrul acesta și comuna dumneavoastră, comuna Mărgineni, are un foarte, foarte mare potențial. Vă urez sănătate, Dumnezeu să vă aibă în pace. Happy, happy, la fel de happy sper să fie și această zi astăzi la Mărgineni. Bună ziua, dragii mei, și încă o dată bine ați venit. Numele meu este Luminița și astăzi împreună vom da startul petrecerii. Sper că sunteți pregătiți. Ia să văd cine a venit astăzi aici să se distreze, să danseze, să cânte, mâna sus, să văd. Foarte bine. Pentru ceilalți este o provocare, la fel ca și pentru mine. Sper că ați venit încărcați de voie bună și dorință de distracție, deoarece astăzi sunt nume mari aici. Brândușa Covalciuc Ciobanu, Carmen Pasăre, Ștefania, magicianul Augustin, Aurel Moldoveanu și Dora vor fi aici, așa că avem nevoie de voi pentru distracție. Dar, mai întâi, ca și în fiecare an, cei care sparg gheața și dau tonul distracției sunt ansamblu Mugurașii Mărginenilor, care doresc să aplaudați alături de mine. Mugurașii Mărginenilor sunt la fel de bravi ca și în ceilalți ani. Au participat anul acesta la diferite festivaluri și concursuri naționale. Au fost la Cluj, Botoșani, Arad, acum s-au întors de la Constanța. Dar au fost și internațional, Turcia, Republica Moldova și multe alte evenimente. Coordonator și sufletul acestui ansamblu este doamna Dorina Surdu. Doamnelor și domnilor, ansamblu Mugurașii Mărginenilor, care sunt susținuți și îndrumați de acolo de sus, de primarul Surdu Ion. Acest spectacol este dedicat dumnealui astăzi. Această doamnă pe care voi cânta, eu dedic fostului primar, domnul Surdu Ion. Străinel ca mine nu
cocului străinele ca pasărea, străinele ca pasărea, când pe-a când zbor toamna și se-ntoar și-n primăvară, și se-ntoar și-n primăvară, la cuibușorul e iară, mai vină acasă, mai vină tată acasă, că dorul tare mă pasă și mă te Domnule primar, zi mare aici la Mărgineni, ziua comunei, sute de oameni din zonă, poate chiar mai mulți, sărbătoresc împreună cu autoritățile locale. Cu ce gânduri participă proaspătul primar, abia ales rotarul, la această manifestare? Gândurile mele nu pot fi decât de speranță că o să pot face măcar ceva mai mult decât fostul primar. Am planuri mari, să văd cum o să le pot duce la îndeplinire. Vorbesc de alimentare cu apă, ăsta e următorul pas pe care vreau să-l fac din proiectele mari. Nu-mi propun prea multe proiecte ca să le pot realiza măcar unul pe an sau pe mandat, sau două maxim pe mandat. Și de asta nu-mi propun prea multe, că trebuie și cofinanțare la aceste proiecte europene. Ca să-mi fac ceva, ca să modernizez comuna, eu nu pot cu banii din impozite și taxe. Trebuie să apelez la fonduri europene. La fonduri europene, după cum știți, trebuie cofinanțare. Cofinanțarea o primesc de pe la Consiliul Județean, de pe la politicienii, făcând lobby. N-au venit astăzi aici că au participat la o mormântare, dar v-au transmis mesaje de sprijin prefectul județului, șeful dumneavoastră de partid, deputatul Arsene. Ce sperați de la acești demnitari? Da, așa este. A fost o mormântare la Piatra Neamț, la Târgu Neamț, așa, și majoritatea decedatul era un fost consilier județean și au participat cu toții la această mormântare, anunțându-mă în timp util, da, scuzându-se, dar na, m-au încurajat că o să mă ajute, că o să fie lângă mine. Mi-a promis că o să mă sprijine pe mine și la rândul meu făcând ceva pentru comunitate. Așa cred eu că se poate. Faceți parte din PSD care e la guvernare. Bazați pe sprijin și din zona PSD-ului? Deocamdată, ce să vă spun? Fiind pe linia a doua, viceprimar, ne fiind pe linia a trei, pe front, ca să zic așa, să mă duc cu cerșitul, o expresie urâtă, cu cerșitul. Să cer bani pentru comunitate. Nu pot să vă spun că m-au ajutat sau nu, dar sper să mă ajute de acum înainte, pentru că eu sunt la început de mandat. Vă dați seama, am un pic de experiență după 14 ani de conviețuire cu fostul primar Țurdu Ion pe post de vice, pe post de viceprimar, am un oarecare experiență. Dar nu este suficient, trebuie să ai și sprijinul politic care să vină din spate, ca să poți duce la îndeplinire ceea ce îți propui pentru comunitate. Un gând pentru consătenii dumneavoastră acum, la finalul acestei discuții, la zi de sărbătoare. Da. Pentru consătenii mei, numai de bine. Le urez multă sănătate, să pot să mă întâlnesc cu ei în fiecare an, în august,
la sfârșit de august și să ne bucurăm împreună, pentru că eu această sărbătoare n-am făcut-o pentru mine, nici pentru familia mea, nici pentru cunoscuții mei, am făcut-o pentru comunitatea, pentru întreaga comunitate din Mărgineni și cei plecați din afară. Vedeți, dumneavoastră nu-i cunoașteți, dar eu îi știu, sunt tineri veniți din afară care au prins concediu. Stranierii au concediu în august și au prins concediu în străinătate și au venit în România și se bucură alături de părinților, de nașilor, de cumetrilor, de familia lor, împreună cu noi la această sărbătoare. Aș fi vrut să fac un spectacol grandios, dar bugetul limitează intenția și m-am limitat la oarecare sumă. Da, sper să iasă frumos și cu bani puțin. Oamenii să fie mulțumiți. Asta îmi doresc. Succes în proiectele dumneavoastră, Doamne ajută, mulțumim. Mulțumesc din calea afară, la fel și dumneavoastră. Multă sănătate. Nu mă va și mă sucheam, nu fa la și din ochiul la ea și da din groa.
surpriză. Să vedem despre ce este vorba. Domnule primar? Vă mulțumesc, domnișoară. Și vine și surpriza. Țin să mulțumesc ansamblului Mugurașii, mărginenilor și, în mod special, doamnei Surdu Dorina, pentru care... Bravo, copii! Așa! Pentru care i-am pregătit o surpriză, să-i spun. Surpriza e a ei, nu e a mea. Așa. Am o diplomă, doamna Surdu, pentru promovarea tradițiilor și obiceiilor populare din zona Mărginenilor, pe care ți-o mânez. Să rămân tot eu, ca să rămână bani în buzunarul, bugetul local, să nu mai plătesc la prezentatoare. Prezintă cel mai așteptat moment, premierea familiilor de 50 de ani, căsătorite de 50 de ani, care servează nunta de aur. Aș vrea să dau citire celor 8 familii care împlinesc astăzi, sau anul ăsta, nu astăzi, anul ăsta 50 de ani de la căsătorie. Pentru a se pregăti și-a urcat pe scenă, pentru că mai am încă o surpriză pentru ei. Le-am luat un tort frumos, atât am putut să-l iau și eu. Vă rog să fiți atenți și să vă pregătiți ca să veniți lângă mine. Constantin Gheorghe cu Huțanu Maria. Cosma Vasile cu Cristea Eleonora. Gerasim Vasile cu Oprica Maria. Manole Constantin cu Cumpăt Eleonora. De la Hoisești, Oprica Gheorghe cu Angelina Adela. Pozder Caion cu Sofronia Elisaveta. Ciura Gheorghe cu Nohai Maria. Ciuțu Constantin și Crăciun Elena. Acum vă rog, respectuos, haideți către noi spre scenă, fără trac, fără rușine, împliniți 50 de ani, sunteți sărbătoriți. Să încurajăm cu aplauze, domnilor și domnilor! Nu cred că a fost de ajuns. Și acolo în spate, nu se aud aplauze! Pentru domnul Pozderca, diploma de familie cu certificatul de căsătorie, nunta de aur. Poftim! Să fii sănătos și matale și soția, să mai trăiți împreună încă 50 de ani. Dar sănătoși! Familia Gerasim Vasile și Maria, la fel. Vă urez multă sănătate. Următoarea familie. Să înțelegem că la Mărginea aplauzele sunt pe bani. Chiar merită aplauze acești frumoși oameni. Am un certificat pentru familia Cosma, Vasile și Eleonora, pe care le mulțumesc personal. Multă sănătate, ne Vasile. Să fiți sănătos, trăiți împreună, mulți ani fericiți. Următorii, Manole Costică. No, care nu vin aici, nu le mai dau sticla de șampanie. Sora Gheorghe nu vine, știu, mi-a zis că nu vine. Oprica Gheorghe. N-a venit domnul Gheorghe. De la Itrânești. Da. Se pare că au acceptat invitația doar 3 cupluri. Cred că din rușine, din trac, din eu știu, din emoții, nu s-au simțit bine, au văzut vremea aia dimineață,
și nu au dat curs invitației noastre. Sau poate n-au putut, din motive obiective. Se aprind și artificiile pentru... Acum un la mulți ani, vă rog, dacă aveți. Cine poate cânta un la mulți ani? Un la mulți ani, vă rog. Hai mă, băieți, mă. A, slab. Haideți să vă invit înăuntru să gustăm din tort, poate... Stimați spectatori! Poate îmi dați și mie o bucățică tare pofticios. Acestea sunt familiile de aur. Merită aplauze și aplauze. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.